Zăpada depusă pe crestele munților Apuseni poate produce avalanșe, în special în zona pârtiei Piatra Grăitoare din Vârtop. Cum a fost? Distracția? Foarte frumos. Foarte frumos. N-ați avut emoții? Nu, absolut deloc. Și peisajul? Este de vis. E foarte frumos, e foarte frumos, mai ales sus, e super. Noi am apreciat gradul undeva de la 3 către 4, deci un pericol mediu, să zic. Față de, să zicem, ultimii 2 ani, într-adevăr, riscul este ceva mai mare pentru că a căzut foarte multă zăpadă într-un timp scurt și totodată s-a combinat cu intensificarea vântului pe durata a jumătate de zi și chiar o zi, viteze între 50, 60, chiar 80 de kilometri și s-au format cornișe. Salvamontiștii bihoreni spun că zăpada căzută nu se va stabiliza prea curând, chiar dacă va fi și mai frig în munți în zilele următoare.